Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Conviețuire, unde altundeva decât la postul nostru local, TV Giurgiu. Postul local TV Giurgiu, care cu această ocazie încă o dată îi mulțumim pentru faptul că este alături de comunitatea de romi și ne dă prilejul să aducem la cunoștință giurgiuvenilor și nu numai toate realizările comunității de romi, tot ceea ce înseamnă până la urmă această etnie de romi și de ce nu, toate gândurile lor plăcute și de multe ori tot ceea ce nu ne face și nouă cinste le aducem în fața dumneavoastră. Deci încă o dată vă spun și eu un bună ziua călduros și fiindcă tot a fost 8 aprilie unde se știe că este ziua internațională a romilor, nu pot să vă spun și eu decât burbășai de dreptul meu del budbahai sa stimos, hael pașamende, catael, tumengă-i tumengă mișto. Deci încă o dată la mulți ani și tot ce vă doriți. Cam fiecare după amiază am alături de mine oameni care înseamnă ceva pentru comunitatea de romi. Bineînțeles că este vorba și de puștul nostru Năion, care se uită un pic așa la mine și ce-o vezi, ce-o mai vezi zale alea, dar îi traduc eu pe dun că nu este nicio problemă. Deci nu pot să încep prezentările decât cu bunul meu prieten și în același timp cel care este secretarul Alianței Unitatea, pentru unitatea romilor, domnul Costel Ioniță Gără, cum este cunoscut. Deci bună seara și bine ai venit alături de noi. Bună seara. Direct de la posturile TV Giurgiu, că spui și ție. Așa. Și bineînțeles, nu putea să-i lipsească de lângă noi puștul nostru, cum îi spunem noi în ghilimele. Așa îi spune fratele meu, este vorba de liderul nostru al comunității de rom, domnul Stan Ionel. Bună ziua și bine ați venit alături bună de noi. Bună ziua și bine te-am găsit și ție și telespectatorilor tăi. Mulțumim foarte mult și Doamne ajută și bineînțeles nu putea să lipsească de lângă noi cel care este în comitetul directoral la Pachivale, cel care este până la urmă omul care este respectat de comunitatea noastră de romi, cel care a făcut până la urmă posibilă ca să avem o structură a Alianței Unitatea Romilor și pentru noi la Giurgiu, un lucru inedit pot spune eu, fiindcă trebuie să vă spun ceva, dacă n-am fi făcut acest demers până la urmă, am fi rămas într-un fel sau altul așa. Anonimat. O anonimat e puțin spus. No name, că așa se dorește ca noi, cel puțin când încercăm să facem și reușim de multe ori să înfăptuim lucruri inedite, pot spune eu, pentru comunitatea de romi, ni se spune poate papanci bărșa. Deci, bineînțeles, nu putea să lipsească decât bunul meu prieten și fratele meu mai mare, cum întotdeauna îmi place și o spun și o spun din toată inima, Virai, cum este cunoscut de către dumneavoastră. Bună ziua și bine venit altul de noi. Bună ziua și bună ziua telespectatorilor noștri, de care, într-adevăr, era dor, pentru că în ultima perioadă chiar n-am putut să fim aproape de dâns și la propriu, cum să spun, deoarece programul este foarte încărcat. Este un volum foarte mare de muncă și dau seama că chiar dacă noi avem o structură foarte bine organizată, totuși munca este prea mare pentru oameni. De aceea aș ruga și alți colegi de noștri să vină lângă noi și să concretizăm ceea ce ne dorim să realizăm, nu numai acum cu scopul acestor alegeri, pentru că chiar vreau să vă spun și o să vă spun acum, am avut la ultima ședință împreună cu colegii mei din grupul directoral Alianței pentru Unitatea Romilor din România, chiar unul dintre subiecte a fost acela dacă noi ne dorim să lucrăm și după alegeri. Și mă bucur pentru că toți colegii mei, în unanimitate de voturi, au ales să mergem în continuare, pentru că altfel, eu sincer, eu personal mă dăteam la o parte dacă era doar un proiect limitat cu doar în vederea acestor alegeri. De aceea mă bucur foarte mult și le mulțumesc tuturor și sigur și eu și ei vom întreprinde această muncă cu, în primul rând, cu inima, cu sufletul, pentru că noi chiar ne dorim să avem o structură care să nu se numească Marius, Virai, Costel, Neion, nu vreau să se numească Alianța pentru Unitatea Romilor din România. Eu așa vreau să ne perceapă lumea. Vă mulțumesc. Iată, stimați telespectatori, lucruri care până la urmă
ni le dorim să le aducem la cunoștință și în fața dumneavoastră și a majoritarilor și a minoritarilor. Faptul că Alianța pentru Unitatea Romilor din România începe să prindă contur și un contur extraordinar de vizibil, tind să cred că de multe ori este de bun augur pentru noi, cel puțin este, dar nu înțeleg de ce se dorește într-un fel sau altul o competiție, cel puțin cu celelalte mișcări ale romilor. Trebuie să vă spun că în urmă cu câteva zile noi am fost la o acțiune extraordinar de mare și de oamenilor destul de mare, pot spune eu, unde s-a desfășurat la Ring Grand Hotel, unde pot să spun că au venit structurii ale acestor mișcări rome și până la urmă tind să cred că această întâlnire va avea rezultate extraordinar de bune. De ce? Fiindcă noi, Alianța pentru Unitatea Romilor din România, am venit cu lucruri concrete și lucruri care până la urmă nu mai trebuie să țină doar de domeniul fantasticului. Îmi cer scuze dacă n-ai voie să completezi ceva. Uite, David, această întâlnire care a avut loc la Hotel Ring Grand Hotel, această întâlnire a avut loc ca drept urmare a discuțiilor pe care Uniunea Opachii Vale le-a purtat înainte de ca această întâlnire să aibă loc. Întâlniri care au avut loc de câteva ori, la câteva dintre ele am participat și eu personal, întâlnind ceea ce se dorește ca între Federație, Partida Romilor și Uniunea Opachii Vale, se dorește o alianță la nivel național, un lucru extraordinar de benefic pentru, nu numai pentru comunitățile de rom, și pentru majoritari, pentru că noi, într-adevăr, ne dorim să fim luați în seamă, dar ca să fim luați în seamă, trebuie să demonstrăm că merităm. Colegii mei și cei de la București și cei din teritoriu, din țară, toți și-au adus suportul și vor și ei la rândul lor, pentru că iar trebuie să fac o paranteză, în ziua când Marius cu Costel și cu o echipă întreagă au participat la acea întâlnire, eu am fost plecat la Arad împreună cu președintele Alianța pentru Unitatea Romilor din România, domnul Alecu Ionel, unde am rămas surprins, plăcut să văd cât de bine se pot mobiliza oamenii de acolo. Am rămas surprins, plăcut să văd că acei oameni niciodată nu spun acel lucru care, din păcate, la noi mie ce-mi dai. Oameni buni, vă rugăm din inimă să uităm acest slogan, pentru că dacă acei oameni, noi și cei de la București și toți oamenii din toate structurile acestea încearcă să facă ceva, o vor face în beneficiul dumneavoastră. Numai că noi singuri degeaba încercăm dacă voi dumneavoastră nu ne ajutați. De aceea vă rog pe această cale să veniți lângă noi, nu numai, pentru că chiar nu mă interesează o anumită structură, băi, veniți lângă aur, nu. Veniți unde doriți dumneavoastră, dar să vă doriți să aveți o structură, să vă doriți să aveți oameni în consiliile locale, să vă doriți să aveți oameni în instituțiile locale, pentru că numai așa veți fi luați în serios. Iată, stimați telespectatori, cu riscul de a mă repeta, cum v-am spus și un pic mai devreme, până la urmă nu putem spune că stăm degeaba, fiindcă chiar nu putem spune că stăm degeaba, fiindcă până la urmă mai sunt câteva zile numărate până la urmă, până când vor veni și aceste alegeri, și unde noi vom încerca până la urmă să arătăm cu demnitate că a fi rom înseamnă să ai vise, înseamnă să ai respectul de sine și mai cu seama celor din jurul tău, fiindcă a visa este extraordinar de plăcut și este mult mai drag să vezi că visele tale prind contur și sunt realizabile. Dar despre toate acestea vom mai vorbi și în emisiunile ce vor urma, fiindcă sigur vor fi multe lucruri de spus odată cu trecerea timpului și vom ține la curent cu tot ceea ce înseamnă până la urmă Alianța pentru Unitatea Romilor. Costel, ai participat și tu împreună la această ședință și tind să cred că ai venit cu lucruri foarte bune, cel puțin pentru comunitatea noastră de romi. Cu ce gânduri, de exemplu, vii sau ce găsești că ar trebui până la urmă să aduci la cunoștință? Cum a privit aceasta? Deci, cum a văzut-o din punctul lui de vedere? Da. Vis-a-vis de această întâlnire, Rahulul la București, în 7 aprilie,
Pot să spun că mă încearcă o emoție. A rămas surprins că avem niște structuri la nivel național care ne reprezintă, structuri de care doar o parte dintre noi la momentul ăsta avem idee și știm cine anume sunt, o să le și prezentăm în emisiune. Scopul nostru și scopul acestor structuri este ca punctele comune ale acestor structuri și interesul lor este binele comun pentru comunitatea de romi. Exact, bravo. Ce nu înțeleg romii, comunitatea de romi la nivel național, o parte din ei, o parte din ei, da, care nu sunt reprezentați de anumiți lideri, așa lideri și cum se numesc, se auto-intitulează, care n-au avut plăcerea să participe la astfel de conferință. Nu, aici te opresc un pic și pot să spun că nu că n-au avut plăcere, n-au fost imitați, dragul meu. Eu e o mare diferență între a fi invitat. Tu ai fost invitat acolo, nu? Da, sigur. Și atunci, despre ce vorbim? Nu, acolo au luat parte oameni din structurile locale din țară, oameni care, eu, sincer, de ceea ce voi ați făcut acolo și chiar am rămas surprins să văd și emoțiile tale, chiar dacă, într-adevăr, tu ești un mare sportiv. Deci, până la urmă, ceea ce tu faci pare a fi un om dur. Este o diferență, nu, că și sportivul reprezintă interesul personal, da, pe saltea. Dar ca om mă impresionez de fiecare dată când văd emoțiile de care dai dovadă și pentru asta mă bucur, da, că faci parte din ea. Da, pentru că nu am întâlnit până acum, sincer, nu asta am întâlnit. Asta denotă și altceva, nu mai fi modest. Nu, sincer, chiar mă bucur și pot să-ți continui. Da, faptul că aceste structuri încearcă să genereze condițiile cât mai bune de trai pentru comunitatea de romi înseamnă un lucru extraordinar. Faptul că noi, comunitatea de la Giurgiu, prin noi, organizațiile non-guvernamentale sau AURU, care s-a înființat, filiera de la Giurgiu, suntem în tren, suntem lângă acele structuri puternice la nivel național, înseamnă, sper și cred, înseamnă un lucru extrem de benefic pentru comunitatea de romi la nivel de Giurgiu. Ca să nu mai vorbim în județ. Vorbim la nivel local, la nivel... Da, nu, vorbim la nivel de județ, pentru că, după cum foarte bine știi, și ai și participat la filialele care s-au nou înființate acum perioada, o săptămână, 10 zile, cam așa. Da. Ai văzut și tu că ai participat la toate, nu... Da, faptul că se încearcă o uniune la nivel național și cu certitudine, cred... Este un vis măreț și da, te delucrează de 25 de ani. Și îmi cer scuze față de majoritar, înseamnă un semn de întrebare. Nu, n-aș spune așa. Eu aș spune altfel. Eu aș spune că noi suntem aceia care trebuie să ne structurăm de așa manieră ca noi să putem să cerem respectul lor și dânsii să ne-l dea. Pentru că de multe ori vor spune și pe bună dreptate vin cu oarecare, să zicem, atul. Voi vă vindeți voturile, voi nu sunteți structurați, voi, dar cine generează asta nu se spune niciodată. De aceea vin cu rugămintea către, în primul rând, către comunitatea noastră și nu numai, pentru că, după cum foarte bine știți, și de aici, numai noi ăștia patru de aici, avem foarte mulți colegi majoritari care sunt lângă noi. Nu mulți, poate chiar foarte mulți. De aceea vin cu rugămintea ca fiecare să gândească și să știe ce vrea, ce își dorește. Pentru că noi vă promitem solemn că niciodată nu o să vă dezamăgim. Ceea ce ține din punctul nostru de vedere al organizației noastre din care facem parte. Felicitări pentru emisiune și succes în ceea ce v-ați propus. De ce și pentru ce faceți emisiunile astea? Toate sunt la fel cu acești invitați care nu au nimic de zis, dar nici de făcut. Faptul că dumneavoastră vă uitați la noi, eu v-am promis, că voi da citire inclusiv tuturor mesajelor, indiferent de conotația lor, și iată și exemplul acesta de mesaj, fiindcă faptul că dumneavoastră ne priviți, eu tind să cred că nu facem o emisiune doar așa, dar riscul de a da bine, păi
pe sticlă. Noi oricum dăm bine, indiferent de situație. Are la îndemână o telecomandă. Da, dar aveți, exact cum spune și fratele meu, aveți o telecomandă și puteți imediat să o schimbați. Însă, ceea ce vă face și vă țintuiește acolo în scaun și să ne priviți în continuare este faptul că noi, pentru prima dată, comunitatea de romi și acești oameni din platou venim cu gânduri pertinente. Venim cu gânduri care până la urmă înseamnă o structură, înseamnă visele comunității de romi. Nu vreau să pară utăcios, cum spune de multe ori prietenul meu, să nu mai zic, dar de data să face excepție, indiferent de visele noastre, indiferent de cât de armonios și am vint o relație cu indiferent ce naționalitate, nie, religie, noi pentru unii dintre dumneavoastră vom rămâne toți țigani. Dar în momentul când noi, acești țigani care așa ne priviți dumneavoastră, indiferent de inima noastră călduroasă și indiferent de ce noi vă transmitem, tot așa ne veți eticheta. Însă noi, ăsta este scopul nostru, să venim în ajutorul oamenilor, indiferent că sunt majoritari și minoritari, și lucrul pe care dumneata nu știi, bunule telespectatori care mi-ai trimis acest mesaj, este că noi de 4 ani de zile facem aceste lucruri și facem lucruri inedite pentru comunitatea de rom, dar nu numai. Faptul că datorită nouă s-a realizat asfaltarea și... Te-aș ruga să te oprești aici, te-aș ruga să nu dai, să nu pui preț pe acest mesaj. Chiar îi mulțumim frumos respectivului domn sau doamne, mă rog, cine a putut să dea acest mesaj. Faptul că ne privește e destul de ajuns. Chiar nu trebuie să batem monedă pe acelea mesaj. Dacă îmi permiți și mie, chiar te rog frumos de mare. Apropo de telespectatorul nostru... Pe tot de el vorbim. Da. Nu, apropo, noi ținem să mulțumim din toată inima. Eu fac parte din Asociația Democrată a Romilor 2012. Țin să mulțumim noi, asociația domnului Pană Viorel, pentru inițiativa care a avut-o și flerul care l-a avut în primul rând, dar face din asociație și aduce-o mai departe. Ce s-a făcut la Giurgiu la ora actuală se poate spune că peste ani va fi istorie. Asta ne și dorim. Nu, vă rog eu să nu mai ne aduci. Și îi mulțumim, sincer îi mulțumim. Eu vă mulțumesc vouă, pentru că dacă voi nu erați lângă mine, nu făceam absolut nimic. Atât domnului Viorel, cât și domnului Costel le urăm succes la întrevederile care au avut loc și care vor mai avea în vedere înființării Aurului și pentru a încerca ca Aurul să facă ceva pentru comunitatea noastră de țigani din Giurgiu. Domnul Marius, vă dorim succes și cât mai multe emisiuni. Ei, iată că totuși avem și oameni care până la urmă ne spun. E normal să fie și glumesc, să știți, și exact cum v-am mai spus-o și cu riscul de a mă repeta și în celelalte emisiuni pe care le voi mai avea, să știți că toate criticile dumneavoastră noi le și însușim și sunt foarte constructive. Aici trebuie să specific un lucru și nu vorbi puțin. Da, exact. Însă, Neioane, fiindcă tot a început dumneata să explici un pic așa, vreau să te întreb pe dumneata prin prisma vârstei dumitale și experienței pe care ai avut-o alături de comunitatea de romi. Cum crezi dumneata că în momentul de față ar trebui noi, cel puțin comunitatea de romi, cei care în momentul de față dorim un lucru concret, cum ar trebui noi să acționăm? Cel mai bun exemplu este că deja s-a început campania asta de a aduce... De educare, zi așa și... Da, într-un cuvânt, de educare. Și sperăm din toată inima că o să fie cât mai mulți și cu anii ce trece sau cu lumea, o să va fi cu toți lângă... Vor fi cu siguranță, da. Pentru că ăsta e și scopul nostru, ăsta e și idealul nostru și ținta pe care o avem. Dar exact cum vorbeam și o zi cu Costel și mie de față, și dacă nimeni nu începe, despre ce vorbim? Dar indiferent, voci rele vor fi și chiar ne bucurăm că asta înseamnă că existăm. Sunt oameni care, nu știu dacă personal, că eu de aceea v-am spus de la început, oameni, dacă nu facem o echipă, ca să ducem ceva mai departe, nu putem, eu sau tu sau oricare dintre noi singuri, nu vom putea să facem, nu vom putea face niciodată. Absolut niciodată. În condițiile în care am reușit de am creat o echipă, în condițiile în care noi deja am legat niște prietenii strânse
pe mine asta mă face să cred, nu să sper, deci chiar cred în ceea ce facem acum, că noi vom crea o lampă de lansare pentru tinerii noștri care vor veni din urmă. Deci chiar le pregătim o lampă de lansare, chiar vrem și ne dorim din suflet să fie o filă de istorie și noi să facem parte din ea, exact cum spune Neiu. Costel, te-am lăsat așa să reflectezi, te văd că ești îngândurat și ai vrea, într-un fel sau altul, să spui mult mai multe, dar tin să cred că nu este timpul potrivit. Faptul că dorim să avem consilieri din rândul comunității de romi, ce părere au prietenii tăi majoritari? Da, majoritarii, în general, sunt de acord. Din punctul lor de vedere, este un lucru benefic. Niciodată nu s-au uitat de sus către comunitatea de romi, ba chiar au pus umărul, ne-au sprijinit, de ce să nu recunoaște? Absolut, foarte... Ba, mai mult decât atât, chiar mare parte din viitorii candidați la postul de primar, la Giurgiu, sunt de acord și își doresc ca din...
la nivel național, oamenii și-au dat seama că adevărații lideri nu i-au reprezentat și nu se reprezintă niciodată. Probabil că acum și-au dat seama, prin acțiunile pe care încercăm să le facem împreună cu celelalte structuri pe care le-am amintit un pic mai devreme, și-au dat seama și realizează că trebuie să fie reprezentate pentru comunitatea de romi. Da? Trebuie să aibă locul lor, trebuie să fie la masa de decizie. Trebuie să aibă un cuvânt de spus până liderii pe care o să-i reprezinte. Eu tocmai aici vreau să-mi adaug, dacă nu ai voie, Costeluș, pe noi asta trebuie să ne bucure, că ei își doresc și au înțeles doresc, că, evident. Ca să aibă reprezentanți. Că au fost alții, că n-au fost, mai puțin ne interesează. Important e și, cum a fost și la Vărăști, ați văzut, cu câtă încredere ne primeau oamenii aceia și speranță. Chiar președintele de acolo, un băiat tânăr, astăzi am fost sunat să mă întrebe cum să facă, ce să facă. E entuziasmat de ceea ce i s-a... Pentru că el a fost numit președintele filialei de acolo. Nu ascund că și președintele de la... Chiar dacă unii colegi vă spune, vai, am vorbit și eu, l-am făcut și eu. Nu, important e că el mi-a pus la dispoziție un foarte mare număr de oameni care au venit și, într-adevăr, ei l-au ales în mod democratic, au fost de acord cu el. Chiar ei spuneau că, de până la urmă, asta e bucuria și realizările noastre. Că ei au realizat că și ei au nevoie de un lider în Consiliul Local. Până la urmă, asta e lucrul care pe noi trebuie să ne bucure. Că ce au făcut alții, că ce... Mai puțin interesant, din punctul meu de vedere. Eu așa văd lucrurile. Cel mai important asta e că ei au realizat și că își doresc într-adevăr să aibă un... A, să terminăm cu ce a dat ăla, cu ce face, cum. Important e oamenii să înțeleagă, să-și facă liste, să-și le depună. Noi ne-am pus la dispoziție structura de care aveam nevoie, fără care de poate chiar nu puteau să facă nimic, indiferent cât și de mult și-ar fi dorit. Și am venit cu acele idei, acele informații de care, într-adevăr, vrei să-ți mai spun în adevăr, e și faptul că ei nu aveau informații așa, și de-aia nici nu-și doreau, pentru că nu știau ce se întâmplă și nu știau ce drepturi au. Faptul că vii și le explici... A fost dialogul pe care l-am avut cu această comunitate, și l-au înțeles. În care au înțeles că, până la urmă, urmărim același scop comun. Hai să nu ascundem faptul că de mai multe ori ne-a sunat ei ca să ajungem acolo, pentru că nu că nu sperească Dumnezeu că noi n-am vrut, dar timpul e atât de scurt, cum foarte bine spuneau și colegii mei. Chiar nu știu, să mai faci o precizare și sunt convins că o să mă cerți sau să nu zic n-ar fi, n-ar fi nici ultima. Am avut și nici prima o întâlnire într-una din localitățile din Giurgiu, da? Din comunele din Giurgiu, în care, trebuie să amintesc și cu riscul că o să mă cerți și o să mă urechez, unul din reprezentanții comunității de romi nu a fost de acord să meargă pe listele de consilieri. De ce să nu aducem la cunoștință acest aspect? Absolut, da. Este foarte bine că ai punctat, te rog. Pentru că noi de comun acord am încercat să explicăm omului despre ce este vorba și că el la momentul ăla este reprezentativ pentru comunitatea de romi, doar că avea unele reticențe. Da, deci asta nu, pe asta ne-a explicat că el nu este reprezentativ pentru comunitatea de romi. Asta ne-a explicat că romii noștri care pun suflet și pe Doamne erau naivi, credeau că el este reprezentativ pentru ei. Dar era cu gagi. Dar el de fapt problema lui. El avea anumite scopuri personale. El avea anumite scopuri personale, pentru că chiar așa ne-a spus. Exact. Domnule, eu nu vreau cu. Băi, dar n-ai nicio problemă. Poți să votezi primarul respectiv. Tu trebuie să. Chiar a rămas. Bravo. Bine că ai atins acest aspect, pentru că a rămas și noi perplex. Bă, frate, toată lumea a zis, băi, Vaidi, tu, vino lângă noi, vrem să fii reprezentantul nostru, și el, săracul, parcă îl bătea cineva, fugea de... Nu știa cum să scape de noi, să schimbați. I-am zis, bă, în condițiile în care el avea, în vocabularul nostru, el avea spate. Era susținut. Păi, da, da, el... Și el nu vrea să nicio formă. Nu, sunt nicio formă. Și a rămas surprins, pentru că chiar el m-a sunat să ajungem acolo. După care, cred că a avut o discuție cu domnul primar de acolo și i-a promis. Ei, iată că exact... Frurând de pătrunjel. Și este purul adevăr. Costel a atins un punct sensibil. Da. A atins un punct sensibil, stimați telespectatori, nu e sensibil. Da, la nu, nu, e un lucru cu care chiar ne confruntăm în foarte multe comunități. Este o certitudine, fiindcă, iată, de multe ori avem în anumite străzi, cartiere, iată, comune, sate... Avem liderii noștri din rândul comunității de romi, oameni care până la urmă sunt respectați, sunt cunoscuți, li se conferă până la urmă acest
această titulatură de lider pentru comunitatea de romi, iar gajii, cum a spus Costel un pic mai devreme, și este purul adevăr, ca să nu mai spun majoritari acum, că nu trebuie să-i aruncăm chiar pe toți în oameni. Da, nu, 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 absolut. Da? Speculează acest moment. Speculează și zice, băi, te extrag de acolo ca să știe lumea că ești lângă mine, dar acel rom ce se va întâmpla cu comunitatea? Niciodată nu și-a pus întrebarea, dar ce voi face 4 ani? Eu ca eu. Dar ce va face, el face copiii bine. Mei? Absolut. Ce vor face vecinii crezi? Mei? Ce vor face cei din vale? No. Dacă mi-e bine acum, cum e vorba aia, că mă vede cineva și stau lângă el, sunt bine. Nu. Iată, stimați telespectatori, că acesta este un punct de vedere al nostru care încercăm și, cum a spus și Viorel mai devreme, să încercăm să mai terminăm cu traistele. Să încercăm să terminăm cu acele punguțe. Când mergem să vorbim cu dumneavoastră, vă uitați dacă avem ceva pe lângă noi, pungi, pachete, sabene. Dacă vine trenul de la mongoli cu nu știu ce, nimai jal. Nimai jal, că până la urmă, să știți, stimați telespectatori, că majoritarul are până la urmă dreptul să spună când vii cu o problemă, faptul că ai fost alături de mine pentru 24 de ore, ți-am plătit acel serviciu. Până la urmă, mergi cu Dumnezeu înainte. Lucru care îl și faci până la urmă, dar nu știm cât de mult te poate ajuta Dumnezeu tot timpul, fiindcă dacă tot stai, cum e vorba aia, Dumnezeu îți dă, nu-ți bagă nici în traist. Dar asta este o problemă, stimați telespectatori, care până la urmă, mulți dintre noi ar trebui să facă asta. Da, și pe plan local cel puțin. Fiecare la locul lui. Absolut, fiindcă și asta vreau să puntez, Viorel. Și la noi pe plan local sunt liderii, eu hai să nu fiu rău tot și să liderii. Da, leadership, așa zis. Liderii, că mă spui și o ție, da. Care care tot încearcă să dovedească că sunt emblematici pentru comunitatea romi. Oarecum, vă întreb eu pe dumneavoastră, oarecum așa zis și lideri, sunteți emblematici pentru comunitatea romi? Dacă nu aveți timpul necesar să-mi dați mesaje acum, mâine, poi mâine, când doriți, îmi știți telefonul, pe al meu, pe al lui Virai, și dați-ne și nouă o idee că poate și noi vom putea prelua cu bine, cu voia dumneavoastră, ceea ce înseamnă până la urmă bine pentru comunitatea noastră. Dar dacă ne gândim doar să vorbim cu comunitatea de romi și să ne placă să vorbim, dar să nu facem nimic pentru ei, atunci vina nu este a noastră și nici nu va fi a noastră. Trebuie să fac o precizare și te rog să mă scuzi. Da, nicio problemă. Te rog. Puștiu. Da? Sunt convins că unii telespectatori, atât majoritarii, dar în special din partea comunității de romi, așa cum și tu ai spus, Marius, mai devreme, ce vom face în condițiile în care noi vom fi pe liste și o să lucrăm și o să reprezentăm comunitatea de romi. Ce vom face atunci? Cu certitudine, oamenii ne vor întreba. Important pentru noi este ce facem acum, ne interesează pur și simplu doar să intrăm pe listele de consilieri și să fim, așa zis, lideri pentru comunitatea de rom, sau să mergem să structurăm și să facem într-adevăr lucrurile comune pentru comunitatea de romi. Să fim la masa de decizie în condițiile în care comunitatea de rom la nivel local nu-și cunosc drepturile, da? Sunt discuții și sunt fonduri care sunt îndreptate spre direcția comunității de romi, dar nu se știe de așa ceva, neavând om reprezentativ la masa de decizie, comunitatea de romi nu poate să beneficieze de astfel de beneficii și atunci trebuie ca noi la momentul ăsta să ne gândim foarte bine dacă mergem sau nu mergem pe listele de consilieri și cu cine mergem. Și atunci oamenii din comunitatea de romi pot să vină oricând, ușile noastre sunt deschise, da? Să putem să reprezentăm cu cinste. Și atunci, ce este surprinzător pentru mine, că la nivel național s-au format 3 structuri mari și am promis că o să le dăm numele, da? Și supărător pentru mine este că la nivel local de Giurgiu... Nu, hai să fim serioși. Eu întotdeauna am venit cu strategiile cu care le-am, după care noi lucrăm acolo, am venit și le-am spus la vot și în fața dumneavoastră. Tocmai asta e îmbucurător pentru noi, că noi nu lucrăm fără strategii. Tocmai asta e îmbucurător pentru că noi nu
o luăm așa, fiecare lucrurile așa cum se vor întâmpla. Nu, avem și noi niște strategii și vrem să ne le ducem la bun sfârșit. Despre asta vreau să spun, doar că vreau să ating altceva. Faptul că nu au alții, nu ne interesează. 4-5 organizații non-guvernamentale, în urma unor întâlniri, n-am reușit să ajungem la un scop comun, da? Ori la nivel național, unde am participat la conferința de 7 aprilie, au venit, eram, cred că am depășit 500 de oameni acolo, din toate județele, da? Care ce vreau de fapt? Același scop comun. Asta e un vizit. Să spună fratele tău o vorbă. Și adevărat, am spus-o, fii atent și tu, Virai. Am tot spus-o și mulțumesc bunului Dumnezeu că, hai să zic, pe mine m-o fi înzestat cu un neuron, că dacă spun că mai mulți, iar să găsește cineva să mă certe, să spun bine, că e genul. Dar zic că am unul singur, că e atât, e ajuns să gândesc, că spui și o ție. Și dăm voi să te completez, scopul nostru este comun. Evident că este comun. Doar că căile sunt diferite. M-ai înțeles? Căile sunt diferite fiindcă majoritatea liderilor, cel puțin pentru municipiul Giurgiu, n-au înțeles scopul comun. Au dat de înțeles că l-au înțeles, însă fiecare au plecat pe drumuri diferite. Eu aici te opresc. M-ai înțeles? Aici ai și te opresc. De ce? Pentru că sunt foarte mulți colegi de-ai noștri care gândesc foarte bine. Aici da, nici eu nu pot să te contrazic aici. Și vreau să spun că sunt structurile din care îi fac parte, întotdeauna e un gică contra, cum să spun eu. Da, este cuvântul potrivit. Pentru mine asta nu înseamnă că dacă nu acum am reușit să facem acest lucru, asta nu înseamnă că pe viitor nu-l vom face. Dacă acum au fost la început doar pur și simplu niște orgolii personale, mă rog, cum s-or fi numind el deci acolo. Deci în final gândește, dar nu face. Ba da, sunt persoane care chiar își doresc cu ardoare să facem sunt acest lucru. Reținuți. Nu. Sunt un pic reținuți și de vis-a-vis de... Eu știu, hai să eu mai dau dreptate și unora. Bine, dreptate deci, de ghilimele spun. Tu? Da, pentru că probabil și au propus la rândul lor, nu știu, și-au luat anumite angajamente. Da. Și vor să le ducă la bun sfârșit. Dar eu vă spun, și nu e prima oară când o spun, și nici ultima dată nu va fi, că mai devreme sau mai târziu sper să concretizăm și această... Mai zic că eu aș vrea să revin la subiectul care l-a dezbătut colegul meu, Costel, că e foarte important. Acest subiect este pe înțelesul la fiecare, dar trebuie să-l descifrăm noi așa ca să înțeleagă și la care are 4 clase că și la care are 7 că restul mai înțeleg nițel. Cu care este rolul consilierului pentru etnia de rom din județul Giurgiu? Hai să spunem în general, dar noi ne axăm strict pe ce ai spus dumneata pentru ce înseamnă până la urmă consilierul care vine din rândul romilor. Nu vine că este o întrebare cât se poate așa. Deci, în primul rând, când se face și un buget, când se fac multe lucruri, comunitatea de romi este uitată. Scopul nostru, într-un fel sau altul, în momentul dacă va dori bunul Dumnezeu să fie un consilier din rândul romilor acolo, este să aducă și la cunoștință. Acesta este, până la urmă, punctul strategic, tind eu să cred. Nu e adevărat. Să aducă la cunoștință problemele lor. Nu, deja... Gigi Contra e. Păi nu Gigi Contra, ăsta e adevărat. Tu ai zis Costele de Gigi Contra sau chiar nu, tot dumnealui, da. Deci, un consilier din rândul romilor chiar se impune. Cum, de fapt, în toate etniile și în țară există consilieri din rândul etniei, așa a trebuit să fie și de la noi. Doamne ajută, zice Virai, tot timpul acum îl vezi cum își face, uite. Doamne, dă Doamne să fie. Dă Virai, o să te audă bunul Dumnezeu și o să avem și noi, că spui și eu ție. Da, dar hai să trecem peste, că până la urmă le explicăm și oamenilor ce înseamnă până la urmă consilierul romilor. Da, dar și să fie... Sunt nicio formă nu să fie orgoliu și interese personale în rândul consilierilor. În niciun caz. Ca să înțeleagă și comunitatea. Nu aia interesează. Fiindcă omul care va vrea bunul Dumnezeu să ajungă acolo, până la urmă este reprezentativ pentru comunitatea de rom, nu vom suferi, știi că, uite, tot spun, nu vom suferi de impresii și de alteale ce cred unii despre noi. Știi, Virai, și uite, tu mi-ai dat startul când te-ai închinat, m-ai înțeles, mă închin și eu, frățiorul meu, ăla mai mare. Fiindcă, să știi că
câteva colegi de ale mele de aici din televiziune, într-un fel sau altul, mă certau, zic eu în ghilimele, dar mă certau în sensul bun al cuvântului. M-ai înțeles? Și, cum ai spus tu, un pic mai devreme, Costel, au apărut așa oameni dintr-o dată care timp de 4 ani de zile nu i-am văzut altul de comunitatea de romi. Nu i-am văzut, pur și simplu. Tăsați-mă, frate, să-și da. Facă fiecare. Iar colegele mele îmi spuneau de unde au răsărit. Și știi ce au spus colegele mele, mai zis una din colege? Cum au apărut, așa vor dispărea. Așa ai văzut, de ce te mai tomori? Deci un majoritar a putut să mă facă să înțeleg aspectul ăsta, adică vă rog, să nu mai mă supăr, să nu, gata, mai pun numai suflet. Vă rog de mult să terminăm cu aceste lucruri care chiar nu ne aduce, nu face bine nici nouă, nici comunității. Încercăm fiecare la... Spui și eu ție, ne dorim ca la primărie să avem reprezentanți ca dumneavoastră și invitații dumneavoastră. Mulțumim frumos pentru încrederea care ne-o acordați și eu acum să le spun eu ceva pentru care comunitatea noastră de romi să aibă încredere. Dragii mei, eu vă spun un singur lucru. Că am structura în mână și cel care va fi numit să dea Dumnezeu sau cei care vor fi numiți acolo și nu vor veni într-adevăr în litera legii și în ajutorul dumneavoastră, imediat vor fi dați afară. Deci să nu se gândească cineva dacă ajunge acolo că va rămâne acolo. Sub nicio formă. Deci asta e un punct de vedere și mai mult de atât, ei asta vrea să știe sau nu. Eu le-am spus-o, dar le-am spus-o și mai demult. Asta a fost ultimul cuvânt, asta e. Păi sigur, pe înțelesul la fiecare. Deci să nu că nu e bătut în cuie acolo. Nimeni nu e bătut în cuie, nu. În condițiile în care persoana respectivă sau persoanele respective care nu vor da cinste comunității de care l-a ales, el nu va sta acolo, nu, sub nicio formă. Pentru că chiar asta am discutat în toate ședințele pe care le-am avut și cu acei oameni care sunt, vor fi pe listele noastre de consilieri și ei știu foarte bine acest lucru, că în condițiile în care nu își vor face treaba așa cum trebuie, imediat li se vor retrage sprijinul. Deci acesta e un aspect de care chiar nu trebuie să vă temeți. Uite, vezi, tu spui că nu trebuie să ne temem. Nu. Nu tu. Nu eu. Tu aici... să te temi. Da. Nu tu. Ai dreptate, fiindcă... Atâta timp cât dacă totul nu este... Teamă, nu, da. Atâta timp cât totul este democratic, eu vreau să-i asigur de toată crederea și responsabilitatea acestei organizații. Oameni, deci nu facem lucrurile doar de dragul de a le face. Nu. Nu am venit aici în fața dumneavoastră sau nu vom veni în fața dumneavoastră să ne erijăm în lider. Nu. Eu îmi place să spun așa, eu vreau să vin în fața dumneavoastră ca unul care face parte din organizația Alianța pentru Unitatea Romilor din România. Nu mai doresc, nu, chiar nu îmi place să spun și chiar am un foarte bun prieten, unul care a trăit foarte mult lângă mine și oricum este alături de inima mea, el e chiar la Partida Romilor, el știe foarte bine, mie nu-mi place să spun eu am făcut, nu. Mie îmi place să spun, noi am făcut. Dar acum, având o structură onorabilă în spatele nostru, vreau să facem acea structură despre care să vorbească numai lucruri frumoase. De aceea, vă asigur de toată încrederea noastră că nimeni de aici, din structura din care noi facem parte, nu vor lua decizii așa cum le este, cum este fiecăruia drag. Nu. Și las sigur și pe fratele Costel, mai mic, că el este mai gelos, că de ce îmi zice mie asta, nu știu cum. Asta e, sentimentul la el își face... Răbuvnește. Răbuvnește, da. De-aia ți-am spus că mă bucur foarte mult, în primul rând, pentru că vreau să spun, important e ca acești oameni din echipă care fac parte, este calitatea umană. Dacă sunt oameni care trec așa, buldozerul pe lângă ei și nu simte nimic, deja n-am făcut nimic. Dacă sunt oameni care nu-și urmăresc decât scopul lui personal, da, să simt ce simt oamenii de la firul. Păi altfel nu ai cum să simți. Dacă nu e sensibil, nu poți simți. Nu ai cum să simți. Și de aceea, eu am căutat să fac de la început, eu iar, vezi, noi am căutat echipa care am plecat la drum, de-aia l-am și pe ăsta mic lângă mine. Apneia. Ăsta micul, da. Să găsim oameni care să facă parte din oameni sensibili, care se sensibilizează ușor. Dacă e unul care, eu știu, vine cineva și are o,
Și spune, dar lasă-l frate, ce să-i fac eu lui ăsta? Deja eu nu pot să lucrez în echipă cu astfel de oameni. Și lucrurile astea pot să, îl puteți confirma chiar voi. Aici ai dreptate, Virai, și iată că într-un fel sau altul ne apropiem de finalul emisiunii. Așa, însă, da, însă eu într-un fel sau altul tind să mulțumesc organizatorilor care până la urmă au făcut posibil ca Ziua Romilor să fie afișată și la noi la Giurgiu. Romii noștri din comunitate să aibă prilejul, dacă nu de 8 aprilie, atunci când, să fie împreună, să se mai cunoască, să schimbe o vorbă, lucru care l-au și făcut de fapt. E, și... Toma, aici, vezi, iar vin și zică contra. Ia. Eu văd altfel sărbătorile acestei zile. Și când spun asta, nu spun pentru că sunt eu sau văd eu lucrurile așa. Am vorbit chiar cu alți colegi de la alte organizații care și ei erau de acord cu mine că nu așa se bă lucrurile. Bă, în comunitatea noastră de Rom se întâmplă atâtea lucruri grave încât chiar nu-ți vine să te duci să sărbătorești, să bei un pahar de vin dacă tu te gândești și la cei care suferă. Mai bine hai să încercăm noi și ceilalți colegii noștri în momentul când se creează posibilități de acest gen, să încercăm să ajutăm familiile nevoiașe. Familie care, într-adevăr, au nevoie de ajutor și, cu părere de rău spun, acelea nu sunt puține. De aceea, eu nu... Facem festivități, facem... Mă, frate, face și o festivitate, da, Doamne iartă, mă, făceam un spectacol astea, dar hai să canalizăm tot ceea ce putem să aducem în comunitate pentru oamenii pe care vrem să-i ajutăm, pentru oamenii pe care noi ne dorim să-i facem să treacă acel pas al nivelului de sărăcie, că trăiesc într-o sărăcie de... Sunt aspecte când îți vine să plângi, efectiv. Dar nu toată lumea plânge, într-adevăr, nu te mai uita cu stele așa, tu plângi mai repede, mai plângi o oră și... Sau cum ai spus? Că nu mai eu mai plâng o oră și plecam de lucru. Sau, nu, ai spus tu cu un coleg de al tău, nu știu cum, că mai plâng. Mai plânge la o melodie de jale. Mai plânge o melodie și pe... Cu așa, fiindcă suntem spre nu, final. Nu, da, pe bune. Asta da. E un mare lucru, să poți să fii sensibil, să te sensibilezi la orice, e un lucru extraordinar. Acești oameni, cred eu că sunt aceia care pot face parte dintr-o filială, pentru că ei sunt ușor de abordat, pentru că ei, într-adevăr, ia în considerație absolut ce spune celălalt, când ești mai recime... Eu mai ghețime... Dar să știi că până la urmă, și am spus-o în timpul emisiunii, Dumnezeu îți dă, nu-ți bagă în traistă. Mai înțeles, de multe ori răutățile oamenilor sunt de așa natură încât știi ce fac? Nu mai preferă să gândească faptul că omul ăla trebuie ajutat și trebuie să gândească că e mai bun micul sau berea. Păi stai, nu, aici, nu, te dau, iar te contrazic. Nu mai contrazic, că nu mai avem timp. Băi, om, hai să fim serios. Despre ce vorbim? Vine mici din toate zonele. Ai văzut că ăla, Doamne iartă-mă, s-a rămas micul în gât. Nu-i problemă, cine vine, ei se ducă. Asta ei sunt amărâți săraci și se duce. Dar să noi, vezi, Doamne, că mâine ăla face poze, filme, că a venit trei țigari. Da, e 10 intervenții, mi-am notat. Da, Costel, deci te rog, fiindcă suntem spre finalul emisiunii, să adresezi telespectatorii noștri un mesaj. Greu, foarte greu. Totuși și îmbucurător pentru comunitatea de rom. Ce vreau să asigur, comunitatea de rom la nivel de Giurgiu, e că vom fi direct interesați, strict, de nevoile reale ale comunității de rom. Care? Și cu asta cred că am spus tot. Ai omis un singur lucru. Te rog foarte mult. Ia 11. Și, nu, insist. Te rog mult când spui să nu mai spui doar de cei din municipiu, pentru că dumneata e secretarul general al... Aceste asociații pe județ. Deci te rog foarte mult. Eu știu că tu nu vrei să... Nu îți cere scuze. Încearcă să-ți intri în mână. Ne-i, Ioan. Că vor fi mult mai multe. Eu le doresc multă sănătate cu ocazia zilei de 8 aprilie. Să zici de 8 martie. Nu avea nimic. Are emoții. Ce vrei? Are și colegii noștri din platou. Are să dea emoții. Domnul să fie alături de noi ca să putem demonstra că totuși vrem să facem ceva pentru ei. Pentru noi, comunitatea de rol. Virai. Da.
În primul rând vreau să-i asigur de toată responsabilitatea și de dragostea mea față de ei și eu, cel puțin eu, atât cât voi sta în rândurile acestor oameni, vă asigur cu mâna pe inimă că nu fac decât ceea ce îmi stă în putință ca voi să duceți mai bine. Țineți-o tot așa, faceți foarte bine ceea ce faceți. Marius și Virai, sunteți frații mei de suflet și sunteți reprezentativ pentru comunitatea de rom. Lili Dobri. Și să-ți dea Dumnezeu sănătate pentru respectul pe care tu l-ai pentru noi și pentru faptul că chiar pui suflet în tot ceea ce faci pentru noi. Iar m-a făcut gelos. Deci, te rog eu de acum încolo să spui ceva și de Costel, că este gelos. Că spui și eu ție. Nu glumesc, e chiar cum, e gelos omul, dacă e gelos o și spune, e tetia. El e gelos pe faptul că îmi zici frate. Da, a și zis-o. Nu neapărat că el vine cu o gelozie, vezi, Doamne, că e parte feminină, să nu se spune, spre a nu se înțelege greșit. Da. Nu, spre a nu se înțelege greșit. Iar eu, stimați telespectatori, nu pot să vă spun decât vă respect, suntem alături de dumneavoastră, tot ceea ce înseamnă până la urmă mișcarea aceasta a Romă. Să dea Dumnezeu până la urmă să ne fie mai bine romilor, să putem să avem respectul nostru în primul rând, noi să ne oferim unui altuia respectul pe care îl merităm. Să dea Dumnezeu și mila sa să avem gândirea cea mai bună și în momentul în care vom hotărâ ce e bine pentru comunitatea de romi, să fie lucrul exact care merit. Iar eu până la nouă ediție nu pot să închid decât cu vorba tatălui meu, la și tu marireat, hai de dreptul meu de Budbach. Și să nu uităm că timpul va fi cu noi. La revedere și tot binele din lume.